Bună, fetelor! Tocmai ce am filmat rutina machiajului meu de față și probabil acel videoclip va fi postat înainte acestuia, însă m-am gândit de ce să nu vă arăt și cum îmi contorez sprâncenele. În trecut am mai avut un astfel de videoclip pe canalul meu, însă l-am șters, deoarece a primit foarte mult feedback negativ și pe vremea aia nu stăteam atât de bine la a accepta haterii, așa că l-am șters. Însă mi se pare un videoclip foarte util și am zis să vă arăt astăzi cum îmi conturez sprâncenele. Dacă vreți să vedeți, vă invit să urmăriți în continuare. V-am dat zoom pe sprâncene ca să vedeți totul mai în detaliu. Îmi voi da părul la o parte. Momentan sunt foarte mulțumită de forma sprâncenelor mele, deși sprânceana asta... sprânceana bună și sprânceana asta... sprânceana mai puțin bună, pentru că am aici un gol... în arcadă și nu e la fel de... ca asta, vedeți? Rutina sprâncenilor mele este destul de simplă, spun eu. Nu folosesc foarte multe produse. Cred că am vorbit prea mult până acum, așa că să trecem să vă arăt rutina sprâncenilor mele. Primul produs este unul pe care vi l-am arătat și în favoritele lunii martie pe canalul meu. Și este kitul de sprâncene la Oriflame, pentru că momentan pe acela îl folosesc pentru a-mi contura sprâncenele. Al meu este cam detașabil, însă da, folosesc numai aceasta deschisă, împreună cu pensula aceasta de la Real Techniques, care este din setul NYX Pix și se numește Eyeliner Brush. Însă eu folosesc pentru sprâncene, pentru că sunt rebelă. Da. Deci doar cu nanța cea mai deschisă, încep să-mi conturez sprâncenele. Primul lucru pe care îl fac, se începe cu sprânceana proastă, este să trasez o dungă aici la baza lor, pentru că îmi place acel aspect definit în față și aici jos nu am așa multe fire. Și trasez o dungă, vedeți deja acest spațiu gol de aici este umplut. Iar apoi trasez aceeași dungă și deasupra, continuând cu ea spre arcadă. Și cred că acesta este cel mai important pas, în rest umplu golul de aici din față și această sprânceană aici puțin. Așa că o să vă dau pe fast forward. Mereu mi-a mult mai puțin să o conturez pe cealaltă pentru că e mult mai bună. Am conturat și a doua sprânceană, iar acum cu o pensulă de genul, o baghetă de rimel, mai bine zis, estompez pudra pentru a le oferi un aspect mai natural. Un pas extra pe care l-am adăugat de foarte curând în rutina sprâncenilor mele este definirea lor de desubt și pentru acest pas puteți folosi un corector sau, ca și mine, un creion nude, cât mai apropiat de culoarea pielii voastre, ci de la NYX au unul, se numește Wonder Pencil, însă mi s-a părut cam scump ca și preț și mi-am dat seama că eu am acest creion nude de la Oriflame. Se numește Cold Pencil și este nuanța nude. Și arată așa. Și eu îl folosesc pentru a-mi defini sprânceana de desubtul ei, mai ales în partea din față. Și o să vă arăt acum. Inițial aplic creionul doar așa, fără să le stompez. Și fac la fel și la cealaltă sprânceană.
Momentan arată puțin nebun, însă cu degetele sau o pensulă foarte mică de corector, cum este acesta de la ELF. Se numește concealer brush. Întind creionul în jos. Nu știu dacă vă puteți da seama before and after creion, însă mie mi se pare că așa sunt mult mai definite și îmi place foarte mult efectul pe care îl dă, plus că nu este un pas care să dureze atât de mult timp. Ultimul lucru pe care îl fac este să aplic un gel transparent pentru sprâncene, pentru a le fixa și să nu firele să nu ia razna în timpul zilei. Momentan eu îl folosesc pe acesta de la NYX. Se numește Control Freak. Și este pur și simplu un gel transparent. Așa arată periuța. Și îl aplic pe sprâncene. Și asta e tot. Așa arată sprâncenele mele la finalul conturărilor. Mie îmi place foarte mult forma pe care o am acum. Este mult mai clasică, să spun așa, pentru că în trecut sprâncenele mele nu prea aveau arcade și erau foarte drepte. Acum le-am mai reparat. Și nu uitați că sprâncenele voastre trebuie să fie surori, nu gemene. Și cum v-am zis, probabil toată lumea are sprâncenele puțin diferite. Eu la aceasta nu am acel gol aici sus și la aceasta l-am și nu este de la pensat excesiv pentru că aici pur și simplu nu am avut niciodată păr în zona aceea. Dacă v-a plăcut rutina mea de conturare a sprâncenilor, dați un like acestui videoclip, un share, să vadă și prietenele voastre, poate sunt interesate. Și vă rog să-mi lăsați un comentariu să-mi spuneți produsele voastre preferate pentru sprâncene, pentru că eu sunt mereu în căutare de altele noi. Și aș fi foarte curioasă să știu și ce rutine aveți voi, cum vă conturați voi sprâncenele, dacă faceți mai mulți pași, mai puțin pași decât mine. Găsiți toate linkurile mele în căsuța cu descrieri sub videoclip. Vă pup și ne vedem cu un alt videoclip cât de curând. Pa, pa!